Dragii mei, doresc ca Domnul Dumnezeu să-și reverse harul său peste orice făptură în această seară. Amin. Și așa cum spunea fratele păstor, să înțelegem relația noastră cu Dumnezeu. Atâta vreme cât noi nu respectăm pe Dumnezeu categoric, că păcătuim. Atâta vreme cât noi nu credem în El din toată inima noastră categoric, că păcătuim. Atâta vreme cât Dumnezeu ne spune să facem una și noi facem alta, categoric că păcătuim. Dar când noi credem pe Dumnezeu din toată inima noastră, când căutăm să respectăm cuvântul Lui, când căutăm să ne apropiem de El și cu toți unii de alții, atunci putem să spunem că mergem bine pe calea Domnului. Aș dori, dragii mei, în această seară să citesc un cuvânt din Cartea Domnului, și vă invit să ne ridicăm în picioare ca să dăm slavă Cuvântului Lui Dumnezeu. Cuvântul se găsește în Matei, capitolul 25, versetele de la 14 la 30. Matei, capitolul 25, versetele de la 14 la 30. Pilda talanților. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecăruia după puterea lui și-a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa și cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 talanți cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteal. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a dus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netremnic aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Vă rog să reluați locurile. Dragii mei, vedem aici pe Domnul Iisus Hristos care ne vorbește despre această pildă extraordinară, pilda talanților, și poate vom zice: dar ce are Dumnezeu să ne spună în această seară nouă, celor de aici din Betania, din Dublin? Ce are Domnul să îi spună fratelui Nelu Chimeveș, pe care l-am văzut după 42 de ani cu multă bucurie? Ce are Domnul să ne spună tinerilor care sunt aici, copiilor care au fost aici? Eu cred că Domnul în această seară vrea să ne spună fiecăruia ceva. Că noi toți suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, că noi toți suntem chemați să facem o slujbă în casa lui Dumnezeu, fiecare după puterea pe care ne-o dă Domnul. Cei tineri trebuie să facă lucrarea lor. Cei în vârstă trebuie să facă lucrarea lor. Acum e foarte adevărat că Apostolul Pavel vorbește romanilor și vorbește efesenilor și corintenilor și vorbește cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu i-a dat o slujbă fiecăruia în biserică.
Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, Dumnezeu a rânduit pe unii în anumite slujbe, adică să fie proroc, să fie păstor, să fie evanghelist și așa mai departe. Înseamnă că ceilalți n-au nicio atribuție de făcut, nu? Înseamnă că unii pot să stea liniștiți pe bancă, pot să stea și acasă dacă vor să vină la biserică când vor, nu-i așa? Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune așa ceva, frați și surori. Noi toți suntem chemați să lucrăm în via lui Dumnezeu. Noi toți suntem chemați să ne facem datoria în casa lui Dumnezeu. Și am stat de multe ori și m-am gândit că frații care fac ordine în parcare, ei sunt cei care lucrează primii în casa lui Dumnezeu, nu-i așa? Ei vin, poate stau în ploaie, poate stau în frig, în vremea rea. Cei care fac curat în biserica lui Dumnezeu, vom zice noi, nu e o slujbă extraordinară. Dar vreau să vă spun că este o slujbă în casa Domnului. Mamele care cresc copii, poate care uneori ne deranjează, pe noi, pe lucrători, nu ne deranjează copiii. Dar poate pe unii deranjează și zic, ce fac femeile acestea? Ce fac părinții aceștia? Știți ce fac? Cresc copii pentru Domnul. Cresc viitorul bisericii. Pentru că copiii de azi sunt viitorul bisericii de mâine, sunt prorocii de mâine, sunt lucrătorii de mâine, sunt păstorii de mâine. Și fiecare, dragii mei, avem o responsabilitate. Am văzut copiii aceștia care au recitat așa de frumos psalmii aceștia și m-am bucurat de ei. Știți de ce? Pentru că în felul acesta noi împlinim cuvântul lui Dumnezeu care ne spune să sădești de mic în inima, în mintea copilului, legea Domnului și atunci când el va fi mare, nu se va depărta din cale. Copilul, el trebuie să crească în casa lui Dumnezeu, chiar dacă ni se pare nouă că este foarte neatent, că el se joacă acolo, dar vreau să vă spun că mintea lui lucrează extraordinar. Într-o zi în timp ce eram la biserică și aveam pe nepoțelul meu cel mic din Spania, el se juca acolo cu niște mașinuțe pe sub scaun. Și unul dintre frații bătrâni o să zic, fraților, Dumnezeu ne iubește. Și copilașul de acolo de sub scaun are doar 4 ani. O zic, mama, și pe mine mă iubește Domnul Iisus. Deci el a înțeles mesajul, chiar dacă se părea că el nu aude nimic, că el se joacă și face de lucru acolo jocurile lui. Noi suntem chemați să lucrăm pentru Domnul, dragii mei, tineri și bătrâni. Exact ca într-un stup de albine nu există numai albinele lucrătoare, acelea care se duc și caură mierea și o aduc și o aduc în stup. Există multe categorii, există albine care doar vântură aerul ca să nu se topească mierea. Există paznici acolo. Există albine care fac alte lucruri, care depun ouă și așa mai departe. Ele fiecare lucrează și așa suntem noi chemați, dragii mei, să lucrăm în via și în ogorul lui Dumnezeu. Ce-ar fi o biserică fără tineri aceștia minunați, fără cor, fără orchestră, fără instrumentele muzicale? Ce-ar fi astfel de biserică? Ar fi poate o biserică la care mulți ar zice ce să caut acolo, că nu găsesc o bucurie, nu găsesc. Și ar fi o biserică în care nu vorbește Duhul lui Dumnezeu. Dar când vine omul lui Dumnezeu care este rânduit din partea lui Dumnezeu, omul trimis de Dumnezeu, omul care are autoritatea lui Dumnezeu în el, și când auzi cuvântul lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul, toată biserica trebuie să simtă puterea lui Dumnezeu, pentru că vorbește Domnul, mărire Lui. Amin. Și când vorbește Domnul, noi trebuie să-L ascultăm pe El, glorie Domnului. Frați și surori, noi toți suntem chemați să fim lucrători în casa lui Dumnezeu și unii au primit mai mulți talanți și alții au primit mai puțin. Fiecare i-a dat Dumnezeu, unul poate să cânte foarte mult, foarte frumos, altul nu poate să cânte. Dar cel care nu poate să cânte, poate să facă o altă lucrare. Mi-am adus aminte că atunci când eu am fost ordinat în urmă cu 41 de ani în slujbă, eram doar un copil, un tânăr atunci. Aduc aminte că fratele Mareș de la Rad a predicat în predica dumnealui
o istorioară minunată și au zis așa că cineva a avut o vedenie și în vedenie aceasta se făcea că Domnul împărțea cununile celor care au lucrat pentru el. Venise vremea răsplătirii și Domnul împărțea cununile fiecărui răscumpărat al lui. Și la un moment dat au rămas doi oameni acolo și două cununi extraordinare, cele mai frumoase cununi. Dar una era mai frumoasă decât cealaltă. Era o soră bătrână, covoiată de vreme și un mare evanghelist care a dus mii de suflete la Domnul Iisus Hristos. Și acum toată lumea aștepta să vadă pe cine, pe capul cui va pune Domnul Iisus cununa aceea extraordinară. Și Domnul Iisus, parcă în adin, s-a întârziat și apoi s-a dus la cunună, a luat-o foarte liniștit și s-a îndreptat spre sora aceea bătrână. Și lumea toată a zis, dar nu este corect, dar nu este drept. Păi omul acesta care și-a riscat viața ca să ducă Evanghelia mai departe, să primească acea cunună care este mai puțin frumoasă, și Domnul a luat pe urmă cealaltă cunună și a pus-o pe capul misionarului și Domnul s-a îndreptat spre mulțime și a zis, dragii mei, într-adevăr, voi așa vedeți, omul acesta a lucrat pentru Domnul, dar femeia aceasta în vârstă, toți banii ei și-a lăsat doar cât să aibă de mâncare, în restul tot i-a trimis pe câmpul de misiune ca omul acesta, misionarul acesta, să-și poată face datoria. Poate nu te poți duce în Africa să predici, dar trimite acolo banul tău. Poate nu poți să faci lucrarea păstorului, că nu ești chemat la aceasta, dar susține-l în rugăciune, întărește-l, binecuvintează-l ori de câte ori te întâlnești cu el, binecuvintează comitetul, frații lucrători, întărește, încurajează-i pentru că împotriva lor se dă cea mai mare luptă, dragii mei. Noastră nu puteți să vă închipuiți câtă luptă se dă împotriva lucrătorilor. Noastră nu puteți să vă închipuiți câtă teroare vine din partea diavolului ca pe oamenii aceștia care sunt în fruntea noastră, care se culcă noaptea târziu și se scoală dimineața de vreme să-i poată dărâma, să-i poată aduce la stări care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Dar dumneavoastră, fiecare, aveți posibilitatea să-i ridicați, să vă rugați pentru ei. Și Apostolul Pavel spune, rugați-vă pentru mine ca Domnul să-mi dea ușă de cuvânt. Noi avem nevoie de rugăciunile noastre, biserica, frații au nevoie de rugăciunile tuturor celor care sunt aici. Și apoi, poate va zice cineva, dar eu nici nu predic, eu nici n-am darul să cânt, eu nici nu știu să recit o poezie, ce să fac eu? Știi ce să faci? Acolo unde ești, spune, vorbește, Doamne, că-și robii tăi ascultă. Vorbește, Doamne, dă putere, Doamne, dă biruință, Doamne, însoțește, Doamne, pe lucrătorii Tăi și Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunile mărire Domnului. Dacă Domnul ți-a dat mai mulți talanți, folosește-te de ei, pentru că vine vremea, frați și surori. Spune cuvântul lui Dumnezeu, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, Domnul este aproape, Domnul este gata să vină. Oare noi ce facem? Oare noi ce facem? În vremurile acestea despre care cuvântul lui Dumnezeu spune prin Pavel, Efeseni 5:16, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Frați și surori, trăim în perioada aceasta extraordinar de critică, când păcatul ridică capul tot mai sus. În vremea aceasta, biserica noastră, care sunteți aici și alții care nu sunt aici, sunt chemați să țină adevărul în picioare. Suntem chemați, într-o lume de fără de lege și păcat, să strălucim ca niște lumini. Suntem chemați să fim exemple, oriunde s-ar găsi copiii lui Dumnezeu, în ei trebuie să se vadă că ei sunt deosebiți față de restul lumii. Mi-aduc aminte de tinerii care erau în Babilon în vremea aceea. Era foarte ușor în mulțimea aceea mare când toată lumea se închina înaintea statuii împăratului. Poate să fac un semn din cap, era suficient.
Pentru împăratul era suficient, dar era un păcat înaintea lui Dumnezeu. Și când pârâșii lui Șadrac, Meșac și Abednego au venit la împăratul și au zis: împărate, între oamenii aceștia care sunt aici sunt trei oameni care nu se, sunt trei prinși de război, care nu s-au închinat statuii tale, împărate. Și împăratul i-a chemat la el și a zis: Șadrac, Meșac și Abednego, în adins ați făcut lucrul acesta? Uite, eu mai dau o dată ordinul muzicii, fanfarii să cânte și voi să vă proșterneți până la pământ, că altfel, uite cuptorul, era încins cuptorul, dragii mei. Dat ordin să fie încins de 7 ori mai puternic. Și oamenii aceștia au zis: chiar dacă Dumnezeu nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm statuii tale, tot nu ne închinăm idolului tău. Și au zis: bine, bine, dar veți muri. Și au zis: dacă Dumnezeul nostru nu ne scapă, vom muri. Dar noi știm că avem un Dumnezeu în cer, mărire Domnului. Și au fost aruncați în cuptor. Au fost aruncați în cuptor și mă gândesc la împăratul când s-a dus el să vadă scrumul lucrătorilor lui Dumnezeu. Cred că a făcut câțiva pași în spate și au zis: nu se poate. Și au chemat pe cei care au executat lucrarea aceasta și au zis: n-am dat eu ordin să fie aruncați în cuptor 3, cum de văd 4 și unul seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Acolo, între ei, era Domnul Dumnezeu, mărire Domnului. El care a potolit focul, El care a potolit starșița, El care a venit în groapa cu lei lui Daniel, a venit în ajutor. Dumnezeu este acela care ne apără dacă noi rămânem credincioși. De aceea, frați și surori, noi suntem chemați să lucrăm în via lui Dumnezeu. Poate vom zice, care e cel mai ușor lucru pe care îl putem noi face? Știți care e acela? Să fim punctuali la biserică. Să nu fie niciun program la care noi să nu luăm parte. Să fim punctuali la repetițiile de cor, de orchestră. Să fim punctuali la școala duminicală. Părinții să-i ajute pe copii. Părinții să-i influențeze pe copii. În bine, dragii mei. Și atunci lucrarea lui Dumnezeu va merge înainte. Lucrarea Domnului va propăși, iar noi vom fi aceia care vom fi beneficiarii bucuriei pe care o dă Dumnezeu în momente în care biserica lui Dumnezeu propășește și crește. Și noi vom fi aceia care ne vom bucura când vom vedea că lucrătorii își fac slujba, când vom vedea că lucrătorii pot să lucreze cu toată inima pentru slava lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că unul a primit 5, altul 2 și altul 1. N-a venit să dea la fiecare egal. Că dacă ar fi venit să dea la fiecare egal, poate ar fi trebuit să lucreze fiecare egal, nu-i așa? Dar cel care a primit cei 5 talanți s-a dus și a pus în negoț. Păi dacă te-a pus Dumnezeu ceva, fă-ți datoria acolo unde ești pus. Fă-ți datoria acolo unde ești așezat. Acolo unde te-a chemat Dumnezeu la slujba aceea. Știți ce se întâmplă? De multe ori unii zic: oh, eu dacă aș fi păstor. Alții zic: eu dacă aș fi proroc. Alții zic: eu dacă aș fi dirijor de cor. Nu, dragul meu. Tu fă-ți datoria acolo unde te-a pus Domnul. Fă-ți datoria acolo, lucrează ca pentru Domnul. Și dacă îți faci datoria, atunci nu vei avea timp să te uiți într-o parte și într-alta. Și apoi a venit, a pus în negoț, a lucrat cu el și când a venit stăpânul să le ceară socoteală, a zis: Doamne, uite aici, mi-ai dat 5, am mai adus 5, că și-o zis: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. A venit și al doilea: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Și a venit cel care avea cel mai puțin, 1. 1. Și stăpânul i-a zis: cum ai putut, sau în discuția pe care a avut-o, pentru că știai cine sunt, îmi cunoșteai natura, îmi cunoșteai felul meu de a fi, te voi judeca tocmai după cuvintele tale. Luați acum talentul și dați-i celui care are 5, că de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Deci, dragii mei, nu cumva să vină Domnul Iisus Hristos și să ne găsească stând liniștiți, fără lucru. Nu cumva să vină Domnul Iisus Hristos și noi doar să fim niște judecători, să ne uităm la
lucrători, să ne uităm la ăla, să zic, eu dacă aș fi fost. Sau eu dacă aș fi. Frații mei, faceți-vă datoria. Dacă sunteți ușieri, acolo faceți-vă datoria. Dacă ești femeie de serviciu, acolo fă-ți datoria. Iar dacă ești chemat să faci o vizită la bolnav, du-te și o fă cu bucurie. Dacă ești chemat să faci un bine, fă-l cu bucurie, să se vadă în tine chipul Domnului Iisus Hristos. Și dacă vom face așa, când va veni, Domnul va zice, vino, slugă bună și credincioasă și intră în bucuria stăpânului tău. În a doua parte, în cartea a doua, a omului lui Dumnezeu, a apostolului Petru, în capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă toate aceste lucruri au să se strice, și noi vedem că încet încet se strică toate lucrurile, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind ziua venirii lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor trece cu trosnet și trupurile cerese vor topi de căldura focului. Dar auziți ce lucrare extraordinară, ce promisiune extraordinară. Dar noi care suntem în seara aceasta aici, noi care facem parte din Biserica Domnului Iisus Hristos, pentru noi, Dumnezeu a făcut ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea, adică dreptatea. Deci, frați și surori, dacă Dumnezeu face aceste lucruri pentru noi, de ce oare să stăm nepăsători? De ce să stăm nepăsători de o mântuire atât de mare? Dumnezeu a dat pe Fiul Său, a dat și a avut mai scump în ceruri ca să ne răscumpere pe noi. Și noi când am ajuns, ne-am botezat, poate Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt, suntem membri în biserică și pe urmă stăm, nu ne mai pasă. Și așteptăm, zicem, lasă că vine Domnul. Bine, bine, vine Domnul. Dar cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 89, în versetul 15, spune, ferice de poporul care aude sunetul trâmbiței, ferice de acela care aude sunetul trâmbiței. Apostolul Pavel spune, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Noi așteptăm momentul acesta extraordinar al răpirii. Așteptăm momentul acesta în care vom fi schimbați. Din starea aceasta de neputință, din starea aceasta de boală, de suferință de multe ori, noi vom fi schimbați și îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Și va fi mare bucuria aceea, dragii mei. De aceea, dragii mei tineri, bătrâni, oricare ați fi în locul acesta, pregătiți-vă pentru acest eveniment extraordinar, evenimentul care va zgudui lumea, evenimentul care va face să se vadă că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, că ceea ce a spus Scriptura se duce la îndeplinire și noi vom ajunge acolo, în locul acela extraordinar pregătit de Dumnezeu. Dragii mei, nu vreți să ajungeți acolo, eu cred că vreți, așa e? Eu cred că vreți. De aceea, pentru că vrem toți să ne cercetăm starea, să vedem ce ne-o încredințat Dumnezeu, ce ne-o dat Dumnezeu să facem, unde ne-o așezat Dumnezeu, să ne cunoaștem locul, să ne cunoaștem slujba. Și dacă ni se pare nouă că n-avem nicio slujbă, să ne plecăm smeriți pe genunchi și să spunem, Doamne, arată-ne ce trebuie să facem. Doamne, deschide ochii să văd. Aducem aminte de orbul care stătea la marginea drumului și la un moment dat a auzit că trece Iisus pe acolo. Și când Domnul Iisus Hristos a ajuns în apropierea lui, orbul a început să strige, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine. Și Domnul Iisus Hristos a spus, chemați-l. Ce ai vrea să-ți fac? Doamne, vreau să-mi capăt vederea. Capătă-ți vederea, a spus Domnul Iisus Hristos. Mă rog ca Domnul să dea vălul de pe ochii tuturor în seara aceasta și să putem să vedem exact ceea ce trebuie să facem și știți ce trebuie să facem. Să ne apropiem cu toții de Domnul și cu toții să ne apropiem unii de alții. Să ne iubim unii pe alții. Aceasta este porunca pe care vă dau, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Cum ne-a iubit Domnul? A murit pentru noi, dragii mei. De aceea doresc ca Domnul Dumnezeu să ne cerceteze, Domnul Dumnezeu să ne trezească în vremea aceasta. Să ieșim din starea aceasta de amorțire. Eu știu, cuvântul Domnului tot aici în Matei, în pilda celor 10 fecioare, spune că
că toate fecioarele orații picior a dormit, dar în cântarea cântărilor spune adormisem, dar inima înveghea. Pentru un credincios, chiar dacă a venit momentul ațipirii, inima credinciosului bate tot pentru Domnul lui. Inima credinciosului veghează continuu, mintea lui este cuplată la cer, cu cerul. Și în momentele în care noi, copiii lui Dumnezeu, suntem în somn adânc, și atunci ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos, mărire Domnului. Deci chiar dacă biserica trăiește perioada adormirii, biserica trebuie să vegheze inima. Inima bisericii este legată tot de cer, frați și surori. Pentru că în momentul în care Domnul Iisus Hristos va apare, să nu fim depărtați de El. Aici, în Matei, capitolul 25, în pilda celor 10 fecioare, cuvântul Domnului spune că în momentul trezirii, atunci a fost problema. Până atunci au fost toate împreună. Toate erau fecioare. Toate aveau candele. Toate aveau rezerve. Dar diferența între unele și altele era unde lemnul care trebuia să fie în candelă și candela să ardă. Oare ce este candela aceasta? În Psalmul 119, versetul 105, cuvântul lui Dumnezeu spune: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Candela este cuvântul lui Dumnezeu pe care noi, dragii mei, trebuie să-l studiem, trebuie să-l citim. Să nu punem Scriptura undeva într-un raft în bibliotecă și apoi să ștergem din când în când praful de pe ea. E prea puțin. Cuvântul lui Dumnezeu într-o zi ne va sluji de mărturie. Când vom ajunge înaintea cerului, înaintea lui Dumnezeu, când vom sta înaintea celui care va judeca vii și morții, ne va întreba de ce n-ai citit cuvântul meu. Ți l-am dat să ai o hrană. De ce nu l-ai citit? Dragii mei, noi trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu. Avem atâta informații în vremea aceasta. Avem pe telefoane, pe tablete, avem pe calculatoare. Avem Biblia înaintea noastră. Trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa 1:3 spune: ferice de cine citește, ascultă și împlinește cuvântul acestei prorocii. De ce? Pentru că vremea este aproape. Noi trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, după ce citim cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să stăruim în El. Să stăruim în El, să stăruim în lucrarea lui Dumnezeu. Și în Fapte 2:42, cuvântul Domnului spune că primii apostoli, ucenicii Domnului, stăruiau în învățătura apostolilor, care este cuvântul lui Dumnezeu, în frângerea pâinii și în rugăciune, legătura frățească. Toate aceste lucruri, toate aceste patru lucruri, sunt legăturile care țin biserica lui Dumnezeu împreună. Și mă rog ca Domnul Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta, frați și surori. Aș vrea să vorbesc două, trei cuvinte, pentru că timpul trece deja, a trecut și aș vrea să mă limitez, despre cina Domnului. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 6 spune: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață. Apoi, Domnul Iisus Hristos spune: cine mănâncă trupul meu rămâne în mine. Vrei să rămâi în Domnul Iisus Hristos? Împărtășește-te cu trupul și sângele Domnului. Vrei ca Domnul să rămână în tine? Împărtășește-te cu trupul și sângele Domnului. E adevărat că cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel la Corinteni spune: fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce trupul Domnului și să bea sângele Lui. Dar observați, apostolul spune să mănânce, nu să nu mănânce, frați și surori. Să nu mănânce. Deci noi ne cercetăm, ne vedem starea noastră așa cum este și atunci mergem înaintea Domnului și spunem: Doamne, noi nu suntem vrednici, dar prin sângele Tău curat, spală-ne, fă-ne vrednici, iartă-ne, ne recunoaștem starea, ne recunoaștem păcatul, păcatul mărturisit. Și aveți aici slujitori la care puteți să mărturisiți păcatul. Păcatul mărturisit și părăsit e un păcat iertat. De aceea, țineți foarte, foarte bine seama de lucrarea aceasta, pentru că de împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului urmează ca noi să putem fi mântuiți sau nu în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute
să ne trezim, frați și surori, să vedem ce talente ne-a dat Domnul, ce talent ne-a dat Domnul, să-i punem în negoț până nu-i prea târziu, că în curând vine Domnul și ne va cere socoteală. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.